Al Sfântului Duh. Amin. Ia să vedem cum stă asta aici. Opa, așa. Stă bine? Relativ bine. Relativ bine. Dragilor, vreau să vă spun că acest clip pe care îl fac acum este unul deosebit de dificil, pentru că atinge, pe lângă problema generală a discuției, atinge și o latură foarte personală pentru mine, atinge, să zic așa, foarte aproape de osciorul meu. Undeva în perioada adolescenței, nu știu, 13-14 ani, 15 ani maxim, tata, care era deja divorțat de câțiva ani bun de mama, îmi spune într-o discuție mai aprinsă, ca să fiu așa mai delicat, că eu nu ar fi trebuit să fiu născut niciodată și eu ar fi trebuit să nu exist. Asta era, la timpul acela, pentru el, o formă de, nu știu, refulare, să o numesc, a sentimentelor pe care le încerca în acel moment, datorită furiei pe care o resimțea față de mine, eu fiind copil, adolescent, nu mai știu ce făcusem, un lucru sau mai multe lucruri probabil, care îl nemulțumiseră atât de mult și îl înfuriaseră atât de tare, încât s-a găsit a spune aceste cuvinte: tu nu ar fi trebuit să fii născut niciodată, tu ar fi trebuit să fii avortat. E bine, în anul 80, 1980, când m-am născut eu, era în funcțiune în România comunistă un decret, o lege instaurată de dictatorul comunist Nicolae Ceaușescu al acelor timpuri, prin care avortul, operațiunea prin care un prunc nenăscut este ucis, este exterminat din pântecele mamei, proteja cumva indirect pruncii nenăscuți de la a fi avortați. Aș vrea să fac o paranteză strict legată de rațiunea lui Ceaușescu din spatele acelui decret. La acel moment, ea nu era una pro-viață. Ea nu era una literalmente împotriva uciderii pruncilor. Ea nu era una pentru binele copiilor nenăscuți și implicit al mamelor și al taților care sunt implicați în conceperea acelui prunc. Acel decret a fost nimic mai mult decât o rațiune cinică, foarte cinică, la fel cum a fost tot comunismul și este în continuare, de a crea, în primul rând, de a repara o greșeală pe care tot ei comuniștii o făcuseră, și anume aceea de a permite avortul, de a legaliza avortul, pentru că trebuie să știm istoric faptul că prima țară din lume care a decriminalizat avortul a fost Rusia bolșevică. Comuniștii au dorit, printre altele, să emancipeze femeia din motive pe care nu le mai abordăm în acest live și i-au permis inclusiv, da, dreptul, i-au dat dreptul de a-și ucide pruncii. Asta a dus la un nivel foarte ridicat de avorturi în Rusia bolșevică, lucru care a pus în pericol inclusiv dominația și existența în timp, sustenabilitatea în timp a regimului comunist, pentru că orice regim, fie că este vorba de o dictatură, fie că este vorba de un regim democratic, are nevoie de populație tânără care să înlocuiască pe cea bătrână. În special într-un regim comunist, acel lucru este imperativ necesar. Rusia nu este singura țară comunistă care a făcut acest lucru. Și China a făcut acest lucru. Și China comunistă, China maoistă, a legalizat avortul, interzicând chinezilor care oarecum, înainte de instalarea comunismului, erau
oameni cât de cât conservatori în privința asta și îi făceau foarte mulți copii, au interzis practic, au legalizat avortul, iar astăzi vreau să știți că aceeași Chină comunistă încearcă să-i convingă pe chinezi să facă mai mult de 2 copii. Și în China a fost, după legalizarea avortului, nu știu după câți ani, o nouă lege în acest sens, în care guvernul comunist a încercat o procedură de eugenie, instaurând un decret prin care familiile chineze nu puteau să aibă mai mult de 2 copii. Acest fapt, în prezent, a dus în China la o degradare a populației, la un gap, la o gaură foarte mare între populația tânără și populația bătrână din punct de vedere al numărului, respectiv populația bătrână a Chinei, fiind într-un număr foarte mare comparativ cu populația tânără a Chinei, lucru care nu doar în China, dar în toată Europa și în orice țară care are probleme de natalitate, înseamnă însăși punerea în pericol a acelei națiuni și mai ales într-un stat totalitar cum este China. Acest lucru poate alarma foarte mult guvernul chinez, astfel încât tot comuniștii și-au schimbat politica publică vis-a-vis de nașteri, da? Și și-au răsturnat vechile concepții de eugenie, permițând chinezilor să facă mai mult de 2 copii. Dar, și aici este un lucru pe care vreau să-l înțelegem cu toții foarte, foarte clar. Când un stat totalitar, cum este statul comunist chinez, își spală de-a lungul deceniilor pe creier populația, spunându-le că nu trebuie să mai facă copii și și puținii copii pe care îi fac îi pot avorta și că limita maximă este de 2 copii per familie, închipuiți-vă. În România, comuniștii n-au încercat chestia asta, dar în China au făcut-o. Să-ți impună guvernul, să-ți impună statul, că tu nu ai voie ca familie să faci mai mult de 2 copii. E bine, 2, 3, 4 generații de chinezi care au fost spălați pe creier și crescuți de mici în acest sistem educațional, cu această mentalitate, au ajuns în prezent să nu-și mai dorească să facă copii, astfel încât, și puteți să vă interesați dacă nu mă credeți, și politicienii noștri cred că știu chestia asta, statul chinez are mari probleme cu populația care îmbătrânește și care nu mai are de cine să fie înlocuită. Și nu doar în China, și în Japonia sunt problemele astea și în multe alte state asiatice. E bine, aceste probleme, ghiși super că cei se află și în România și se află și în Europa, se află și în America. Este practic o pandemie a unor populații de sute de milioane, de miliarde de oameni care nu mai formează populații tinere. Cine stă încă bine la fertilitate și la reproductivitate? Africa. Paradoxal, deși se află printre cele mai sărace din punct de vedere financiar popoare ale lumii, popoarele africane, uitați-vă puțin la rata de fertilitate, de copii per familie în, să zicem, Nigeria, da, uitați-vă puțin câți copii în medie se face într-o familie nigeriană comparativ cu o familie din China, din America de Nord sau din Europa sau din Rusia, apropo și de Rusia, da? Și o să înțelegeți de ce Nigeria se estimează că în 20-30 de ani să ajungă aproape de 1 miliard de locuitori. În condițiile în care deja China are peste 1 miliard, India vine și ea puternică, deci sunt câteva state, da? Și cele mai fertile sunt clar națiunile africane, la momentul acesta, cărora apare nu le pasă de factorii financiari pentru a face o mulțime de copii. Sigur, cineva ca Bill Gates ar putea să aibă o problemă cu asta și să spună că ar trebui să testăm niște seruri pe femeile africane, astfel încât ele să nu mai facă copii. Și lucrul ăsta deja se întâmplă. Dar revenind la România, comuniștii au legalizat avortul, populația română s-a dus în jos ca și număr și Ceaușescu a intrat în panică pentru că planurile sale de construire a societății utopice românești presupuneau, pe lângă împrumuturi băgate în fel și fel de proiecte de-a dreptul stupide, și populație care să muncească.
Ce folos să faci fabrici gigantice în care ar trebui să fie teoretic 10.000 de oameni, dacă nu chiar 100.000 de oameni, dacă tu nu ai copii care să devină adulți și care să sclavagească în acele fabrici de stat gigantice? Și atunci apare rațiunea din spatele interzicerii decretului, din spatele interzicerii avortului prin acel decret și apariția celor ce se numesc decreței, din care fac și eu parte. Aici este toată povestea în totalitate, nu doar ultima parte care convine unora. Și acum venim în prezent. Pe mine mă oribilează foarte mult când aud oameni precum parlamentarul USR Cristian Ghinea vorbind despre o astfel de chestiune cum este avortul. În primul rând pentru că dânsul nu știe ce implicații are acest fapt. Dânsul nu trebuie să trăiască cu conștiința că a luat o viață de om, că a avut vreo influență pentru ca o viață de om să dispară. Dânsul nu are acest sânge pe mâini. Dânsul nu trebuie să trăiască cu o conștiință încărcată. Și mai mult de atât, dânsul este, spre deosebire de cei care nu se pot apăra, adică de prunci nenăscuți, dânsul este viu. Este viu. Asta pentru că la un moment dat, acum câțiva zeci de ani, părinții dumnealui au avut gramul de conștiință de a nu face ceea ce mulți alți părinți din România au făcut. Între anii 90 și 92 după Revoluție, datorită reintroducerii de către Ion Iliescu a unui nou decret care răsturna pe cel vechi și care s-a dat drumul la avort, peste 3 milioane de prunci au fost uciși în România. Pentru o populație ca România, aia este mai mult decât o generație întreagă, care a fost pur și simplu scoasă din istoria poporului român, din istoria României. Și aparent domnul Cristian Ghinea este cumva pe această linie a unor foști nomenclaturiști feseniști. Pentru că astăzi a făcut dânsul o postare în care a scris un articol, culmea, nu despre triumful comunismului în România, care, bineînțeles, nu există, ci despre decăderea liberalismului în România. Din ce cauză? Aparent din cauza faptului că medicii din România refuză să mai omoare pe bandă rulantă prunci. Și dânsul vede în acest fapt o formă de extremism religios pe de o parte și de distrugerea liberalismului românesc pe de altă parte. Înainte să discutăm puțin la subiectul liberalism și avort, lasă-mi voie să vorbim puțin despre avortul în sine și despre anticoncepționale în sine. Cei de la USR au făcut o alianță cu cei de la PMP și cu cei de la Forța Dreptei, care nu se numește Alianța Neocomunistă, Neofesenistă sau Alianța Stângii Moderne Românești. Ei se numesc Alianța Dreptei. Păi, o dreaptă reală în orice țară, nu doar în România, nu va susține politic avortul niciodată. Eu încerc să găsesc motive să merg poate la urna de vot în curând și să pun ștampila pe această alianță. Dar domnul Cristian Ghinea este cătit să demonstreze că de fapt numele acestei alianțe este unul fals. Și că de fapt oamenii ăștia sunt niște neomarxiști jet de jet. Deși domnul Claudiu Năsui face eforturi uriașe și vine cu niște puncte de vedere interesante, cu adevărat liberale, din punct de vedere economic. Dar nu știu cum se face la USR că ei pot fi liberali doar pe chestiuni legate de economie. Și își închipuie cumva că între avort și economie sau între liberalism și modul în care statul se poziționează sau ar trebui să se poziționeze vis-a-vis de avort, nu există nicio legătură. Bine, eu cred că există. Dar hai să vedem puțin cum stă treaba cu avortul și cum stă treaba cu
anticoncepțională. Domnule Cristian Ghinea, știu că o să mă catalogați drept extremist religios, dar să știți că, din punctul meu de vedere, dumneavoastră sunteți cel care sunteți un extremist. Și religia pe care o practicați dumneavoastră este una a morții. Și o practicați într-un mod extrem. Nu este nimic liberal în ceea ce faceți dumneavoastră. Și asta de ce spun că practicați o religie a morții. Viața este un dar de la Dumnezeu. Când a creat Dumnezeu pe primii oameni, Adam și Eva, le-a spus: creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Tocmai pentru că acești urmași ai primilor oameni să redobândească fericirea pierdută și să ia locul îngerilor căzuți. Până aici e doar extremism religios. Și iată că răul din început s-a arătat ridicându-se împotriva darului vieții atunci când Cain omoară pe fratele său Abel. Apoi, în decursul istoriei, acest rău s-a înmulțit atât de mult încât astăzi să fie privite ca ceva normal. Sutele de milioane de avorturi care se fac pe întreg pământul. Din nou, extremism religios. În Sfânta Scriptură stă scris că oricine urăște pe fratele său este ucigaș de oameni. Ioan 3:15. Asta este extremism religios. Dacă numai simpla ură și consimțirea cu mintea și cu sufletul a acestor gânduri este socotită ca o ucidere de om, apoi cu cât mai mult uciderea chiar a omului și mai ales a acestor ființe nevinovate, copiii din pântecele maicilor, lipsiți fiind și de apărare. Tot extremism religios. Nimănui nu este îngăduit să-și ia viața proprie sau pe altcuiva, căci în mâna lui Dumnezeu stă viața și moartea. Precum copilul ce s-a născut are dreptul la viață, așa și cel ce este în pântece, fie de câteva luni, o zi sau un ceas, are același drept la viață ca și celălalt oameni ce viețuiesc pe pământ. Extremism religios. Ucigași de două ori ucigași sunt toți cei ce fac sau se unesc la astfel de păcate. Și de ce sunt de două ori criminali? În primul rând pentru că lipsesc de viața aceasta vremelnică, al doilea pentru că lipsesc de darul Sfântului Botez, fără de care nimeni nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu. Extremism religios. Și iată că acest rău în zilele noastre s-a modernizat, omorându-se de zeci și sute de ori mai mulți copii decât în trecut prin medicamentele numite anticoncepționale și prin sterilet. Extremism religios. Aceste mijloace moderne se folosesc din ce în ce mai mult și în țările creștine decât de cei care se numesc chipurile ortodoxe și zic că vor să se mântuiască. Aici nu e vorba de USR, e vorba de noi. Nu murim întotdeauna. Chiar dacă murim prin credință, suntem vii. Nu ne-am strâns aici să comemorăm un mort. Nu ne-am strâns aici să prăznuim o mortăciune. Pentru evrei era păcat extramuros. Era interzis să fii îngropat în cetate sau lângă biserică, lângă sanctuar. Pentru că morții erau morți, erau o împuținare de viață, învierea nu venise încă pe pământ și n-aveai voie să te apropii de mort și nici mortul să stea în cetatea sfântă. Care ați fost în Țara Sfântă, în Israel, ați văzut că există un singur mormânt îngăduit în cetatea sfântă, acela al marelui proroc David, al sfântului vechiului popor Israel. Dar și acesta era într-un colț și spre ieșire, pentru că morții erau blestemați, morții erau afurisiți, morții nu mai aveau putere, morții erau morți. Domnule Ghinea, n-ați vrea să contraziceți acest text, pentru că ați putea ușor să deveniți antisemit. Dar așa stau lucrurile la evrei, să știți. Noi ne ducem sfinții noștri în sanctuare, bisericile noastre sunt construite pe morminte. Mergeți la războieni și vedeți că războienii sunt construiți pe o bată de jăratic, de o seminte al de moldovenilor care au murit la Valea Albă în luptă cu păcânii pentru apărarea credinței strămoșești sub Ștefan cel Mare. Bisericile noastre sunt construite pe o seminte, pe moaște. Moaștele stau la răsăritul bisericilor noastre, cum stau spre fereastra de răsărit moaștele acestui sfânt al neamului nostru. Iarăși extremism religios. Știm asta de la Cristian Tudor Popescu, că toți care sărută moaște sunt talibani. Casa Europei, spune părintele, vreți să faceți o Casa Europei? Nu o puteți face dacă pereții ei nu sunt făcuți din cele patru evanghelii ale lui Iisus Hristos. O Europa care nu va fi creștină
va fi un nou turn Babel, o nouă Babilonie de criminali, de oameni nefericiți strânși la oaltă. Din nou, domnule Ghinea, vorbim evident de extremism religios. Așadar, profetic a vorbit acest cuvios, Părinte, pe care îl sărbătorim astăzi. Casa Europei, casa mea și a ta și a fiecăruia în care ne naștem pruncuții fiecare. Dacă pereții nu sunt din Evanghelia lui Hristos, nu durează, este pe nisip, este așezată pe pământ, mocirlos. Vin vânturile și trăznetele și cutremurile care ne încearcă din an în an, vin dezastrele, vine crima și mizeria din noi, vine ura dintre noi și ne dărâmă casa. Ca să avem o casă durabilă, fraților, știți fiecare ce trebuie făcut. Ca să avem o căsuță unde să atârnăm de grindă un leagăn și să vină pruncuțul pe lume la ceas hotărât după Sfânta Nuntă, trebuie să facem casa din cele patru Evanghelii ale lui Iisus Hristos. Domnule Ghinea, dumneavoastră, ce casă a Europei doriți să faceți cu USR și cu domnul Tomac și cu domnul Ludovic Orban? Ce casă? Cum vreți să arate viitoarea casă Europei? Una în care vom avea măcelării numite spitale de avortat? Dar mă iertați, am vorbit precum un extremist religios. Poate aveți casă de piatră, poate aveți casă de pământ, poate aveți casă de cărămidă, poate aveți casă frumoasă și arătoasă, dar este o casă peste care trăznetele și fulgerele și cutremurul acestui veac și mâniile și dezbinările o distrug cu ușurință. Și aceea este casă? Nu este casă. Acea casă care ziceți voi că este casă, nu este casă, dovadă că toate casele falnice ale acestui neam, ce rușine, au fost făcute pe dezbinare și pe mizerie și pe ateism și pe asupirea celorlalți. Am văzut cum le rușine oamenilor astăzi ca o casă arătoasă, făcută pe ateism, făcută pe nedreptate, făcută pe fur și pe jaf, când țara în grosul ei trăia în sărăcie. Nu asta casă, fraților. Mergeți și vă faceți casă duhovnicească pe care nici porțile iadului nu pot să o sfarme. Și aceasta este Biserica lui Hristos din cele patru Evanghelii, rămase nouă moștenire de la Iisus Hristos. Și Iisus Hristos, să știți că era un extremist religios, domnule Ghinea. Cel puțin așa credeți dumneavoastră. Profetic ai fost, Părinte Nicodim Mândiță, că ai construit asemenea case. Vă văd, veniți aici, frații mei iubiți, și știu că toți veniți din asemenea case. Veniți din aceste case fragile, case ușoare, case de vânt și de azur, case de aur și de foc, casele Duhului Sfânt, casele în care locuiește curăția, casele în care la vremea potrivită Bunul Dumnezeu trimite gânguritul unui prunc. Și acum a doua moștenire care v-a dat o dovadă că ce spune este adevărat este că pe mormântul lui sunt cărți. E primul mormânt în viața mea pe care nu v-a aduse nici flori, nici coroane. Am fost la Ierusalim acum 20 de ani și murise un mare savant, Roland de Vaux, care descoperise manuscrisele de la Marea Moartă și am fost și eu invitat acolo la îngropăciunea lui. Un mare om era călugăr, era desculț, cu o cărămidă sub cap, cum a murit și Părintele Nicodim. Și pe invitație scria, nici coroane, nici flori, nu mi-aduceți, ci rugăciuni. Văd un mormânt la care nu ați venit cu flori, ci ați venit cu rugăciunile dumneavoastră. De asta are astăzi nevoie Părintele Nicodim Mândiță, că și el a fost om, chiar dacă a fost duhovnicesc, dar are nevoie de rugăciunile noastre. Ați venit cu cărți. Ce am spus e corect. Acum al doilea dar extraordinar și sunteți martori acestui fapt este că mulți de aici datorați, Părintele Nicodim Mândiță, existența dumneavoastră. Cartea este cartea vieții. Eu am venit ca lumea viața să aibă și din belșug să aibă. Lăsați copilași și să vină la mine. Așa vorbește un extremist religios, domnule Cristian Ghinea de la USR. Al doilea dar pe care l-a adus în casa dumneavoastră a fost că v-a umplut casa, casa din cei patru pereți a Evangheliei, acoperită bine de Duhul Sfânt, v-a adus pruncuți. Câți dintre voi nu sunteți fii după dar din părinți cinstiți a economiei casei dumneavoastră, dar sunteți fii duhovnicești născuți? Pentru că acest părinte la spovedanie îi spunea miresei, fetei proaspăt căsătorite. Îi spunea așa, draga mea, du-te acasă și cel mai mare dar al sfințeniei căsătoriei tale va fi pruncuțul la 9 luni pe care îl vei aduce la botez și vei înmulți Biserica lui Hristos și vei crește slavă lui Dumnezeu în lume. Vedeți? Așa arată extremismul religios. Am închis citatul. Sunt sigur că cei care ați venit aici, ați venit pe lume la un îndemn al lui Dumnezeu prin Părintele Nicodim. Mare lucru este să ai asemenea părinți, mai ales astăzi când trăim într-o perioadă teribilă, de o mare speranță, dar și de o mare tristețe, după această revoluție tineretului din decembrie de la București, această mișcare creștină, care nici n-a putea o numi revoluție, ci o mișcare de Crăciun, a copiilor nevinovați, credincioși a acestui popor, care ne-au scos din beția mamonică a unei lumi atee și comuniste, creată pe ură de om și de clasă, care a măcinat și a distrus acest popor și dacă n-ar fi fost bisericile, ar fi fost un dezastru total pentru România. Domnule Cristian Ghinea de la USR, dacă erați cu vreo 20 de ani mai tânăr, unde v-ați fi aflat în peisajul comunist? Ați fi fost un susținător al avortului?
cum au fost și vechii comuniști, sau ați fi răsculat împotriva lui Ceaușescu pentru a dat acel decret, repet, nu operațiunile care sunt menționate în această carte. Cred că vă dați seama de lucrul ăsta, domnule Ghinea. Dar acum ce s-a întâmplat? După această splendoare, noi continuăm să fim omorători de oameni. A curs sânge la Timișoara, la București și în alte orașe, dar sângele curge și gros și masiv în fiecare oraș, dacă nu în fiecare comună, pentru că în fiecare spital din România se omoară cu sutele de mii copilași în pântecele maicilor lor. Fraților, aproape o jumătate de milion, dacă nu mai mult, în câteva luni au fost înjunghiați. Iulie 1990. Ce știți despre asta, domnule Ghinea? Tot extremism religios se numește și ăsta, nu? Îi smulg, fraților, au adus din Occident pompe și îi smulg din pântecele maicilor lor. Dai 30 de lei. Cu 30 de lei a fost vândut Hristos. Dai 30 de lei și îți omor copilul. Atât era în 1990 un avort. 30 de lei. 30 de lei. Astăzi cu 30 de lei cumperi, nu știu, 5 kg de cartofi. Două pâini mari de 1 kg. Unde este un profet? Unde ești, părinte Nicodim, să-i oprești? Unde ești, părinte? Vino să-i oprim. Unde sunt tinerii și oamenii duhovnicești ai bisericii să oprească acest genocid al poporului român? Cu sutele de mii aruncați în groapa cu gunoaia istoriei, aruncați pe apele duhorilor și a puturoaselor. Zice că plâng câte 24 de ore în spitale. Îi smulg din luna a treia, a patra și plâng neconsolați, aruncați pe cimente și se bat cu capul de ciment, copiii smulși din pântecele maicilor lor. Niște mame sărmane de lei care nu știu ce înseamnă a fi mamă. Niște părinți care nu știu ce înseamnă a fi părinți, niște oameni care n-au avut casă duhovnicească, n-au Sfânta Scriptură ca viața lor de toate zilele, n-au auzit că Hristos este viața și învierea și chiar mort fiind vei fi viu și că trebuie să lăsați copiii să vină la mine. Extremism religios, domnule Ghinea. Dragă USR. Dragă Alianța Drepte. De aceea, fraților, nimic mai frumos nu putem face noi la acest mormânt al Sfântului nostru, Părintele Nicodim Mândiță, decât să facem fiecare un legământ înainte lui Dumnezeu. Să răspândim cuvântul lui Dumnezeu, să facem patru pereți, să facem case duhovnicești poporului român și să lăsăm să se nască copiii acestui neam. Fiecare dintre noi să continuăm ce a început însuși, să facem ceva să salvăm Biserica lui Hristos și neamul acesta plâns și necăzit și răstignit atâtea ori, de 2000 de ani încoace în istoria acestui pământ al Europei și al lumii și al neamului nostru în care trăim. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu să putem reface casa. O casă a Europei fără Hristos nu-i cu putință. O casă a noastră a fiecăruia fără Evanghelia lui Hristos nu are trăinicie. Iar o casă unde nu vin copiii, vin strigoii și familia aceea se dezbină. Lăsați să vină copilașii pe lume, lăsați să se nască pruncuți cât mai mulți. Dumnezeu se bucură extraordinar pentru fiecare copil și dacă venirea noastră și ostenelele pe care le-ați făcut dumneavoastră și la noi la o altă vor face să se nască un pruncus pe lumea asta, să îi îngăduim să vină și vom ajuta. Sunt atât de dificile problemele, sunt fete care rămân însărcinate și mame ticăloase care nu înțeleg ce înseamnă mamă. În loc să o ocrotească pe beata fată, din indiferent ce motive ar fi rămas grea, să o lase să nască copilul, o aluncă de acasă, fetele se spânzură și copiii mor în pântecele maicilor lor. Da. Și pot să confirm că știu multe astfel de cazuri, le-am auzit cu urechile mele. Tați, mame, care își trimiteau fetele să facă avort, pur și simplu, fără să reflecteze. Și, de fapt, nu știu, o să fiu, da, o să o judec un pic seamănul, ceea ce este un mare păcat, dar am impresia că mulți români, mulți concetățeni, inclusiv în ziua de astăzi, nu au o minte cu care să gândească. Am impresia că mulți români au tărâțe în cap. Am impresia că prostia a devenit în România un soi de competiție. Mă gândesc la emisiunea asta de la ProTV, România au talent. Se pare că cel mai mare talent al românului în ziua de astăzi, la modul general vorbind, este să fie prost. Să fie cel mai prost din curtea școlii europene. Și mă duc din nou la Părintele Steinhardt, nu sunt mulți preoți atât de duri, dar corecți ca Părintele Steinhardt, un evreu cu învățătorul ortodoxie, culmea în închisoare și de către un legionar. N-are importanță, nu fac apologia legionarismului prin asta, dar totuși Dumnezeu lucrează foarte, foarte interesant. Domnule Ghinea, cu extremismul religios trebuie să mai vă verificați puțin ce aveți în cap. Părintele Steiner spunea că sunt niște păcate capitale pe primul loc
a numit prostia. Prostia. Din punctul meu de vedere, ceea ce a făcut Iuda a făcut-o din prostie. Din punctul meu de vedere, invidia lui Iuda pe Hristos a venit ca și rezultat al prostiei. Și ca eu însumi, când vorbesc de proști, vreau să fie foarte clar, mă pun pe mine pe primul loc. Am multe prostii făcute în viața asta, multe prostii cu niște consecințe foarte mari și cu siguranță că încă fac prostii. Sper nu la fel de mari, dar încă le fac. Deci nu sunt o excepție de la trendul general de prostie din acest popor. De aceea poate și îmi vine destul de ușor să recunosc alți proști, pentru că mă văd cumva reflectat în ei, mai mult sau mai puțin. Dar ceea ce totuși am este un minim instinct de supraviețuire. Și nu l-am doar eu ca persoană, ci cumva simt că face parte din mine și la modul de familie, de neam. Simt și gândesc că aș vrea ca atunci când fetița mea va avea 18 ani și poate și alți copii, dacă vă merita să primesc, frățiorii ei sau surorile ei, să poată să spună că mai au un neam din care să facă parte 18 ani de acum încolo. Ori, dacă mă uit, domnule Ghinea de la USR și dragi useriști, dacă mă uit la statisticile de la INS, bine, ceea ce ne spun statisticienii, ceea ce ne spun matematicienii care au făcut calculele privind prognoza populației României undeva pe la jumătatea secolului, în ritmul ăsta, nu prea va mai avea copilul meu și toți care se nasc în perioada asta un neam. Ori dacă va mai fi, să zicem, ceva lume strânsă pe teritoriul ăsta în cazul care va mai exista România atunci, nu se va mai numi poporul român. Se va numi poporul român, ce a mai rămas din el, plus probabil milioane și milioane de alți oameni din alte popoare. Oare, domnule Ghinea, spre asta tindeți? Spre disoluția poporului român și, în general, a ideii de neam. Nu vorbim doar de popor român, pentru că, domnule Ghinea, noastră faceți parte dintr-o familie europeană, ca userist, care se numește Renew Europe. Și Renew Europe are aceeași mentalitate și ideologie, ci că liberală. Eu nu văd ce e liberal în chestia asta. Poate mi-explicați dumneavoastră care părinte al liberalismului clasic v-a inspirat să scrieți astăzi pe Facebook că cei care se opun avortului, respectiv medicii, cei care refuză să mai facă avort, respectiv medici din spitalele de stat ale României, sunt iliberali. Până la urmă, pot să vă întreb și de ce ar trebui să fim cu toții liberali? Este și asta o întrebare legitimă, poate, sau, nu știu, devin un extremist religios? Dar Renew Europe și nu numai ei doresc, da? Un proces de disoluție a neamurilor Europei pentru a facilita proiectul de federalizare a Uniunii Europene. Ideea de a distruge fiecare stat membru al Uniunii Europene și de a face o masă amorfă controlată de la Bruxelles se face în primul rând și prin transformarea într-o ciorbă a fiecărui popor în parte. Lucru care în statele din Occident, domnule Ghinea, cum ar fi, de exemplu, Franța, de unde este liderul, domnul Macron, al partidului dumneavoastră Renew Europe, condus de Dacian Cioloș. În Franța știm foarte bine că viitorul poporului francez, care cânta Marseillaza cu 200 și ceva de ani, da, cu sânge pe mâini, bucuroși tare că au săvârșit genocidul pe care l-au făcut, nu va mai exista așa cum există acum. Pentru că poporul francez apare, în timp ce avem această discuție, domnule Ghinea, un alt popor. Popor musulman, în primul rând. Cu diverse proveniențe etnice. Dar un popor musulman în Franța va transforma Franța într-o țară musulmană, domnule Ghinea. Ce viitor ne pregătiți dumneavoastră acolo, din Renew Europe? Asta este alianța dreptei?
Ce este de dreapta aici, mai exact, domnule Ghinea? Sunt întrebări ale unui extremist religios. Că doar așa a spus. Că suntem. Am fost la abatoarele acestea umane, am văzut frigiderele pline de copii înjunghiați. Îmi cer scuze, telefonul a sunat. Am fost la abatoarele acestea umane, am văzut frigiderele pline de copii înjunghiați, aruncați din pântecele maicilor lor. Am cumpărat giulgiu și cămașe și cămăși la copii abandonați care sunt ca niște sfinți. Știți cum stau în pântecele maicilor lor ca un călugăr la rugăciune? Smulși de acolo și aruncați în frigidere, fără hăinuțe, fără nume, fără botez, sunt pline frigiderele de copii abandonați în România. Haideți să facem ceva. Haideți să facem un legământ aici, la un mormânt sfânt, al unuia care ne-a îndemnat la aceasta. Apărați viața copiilor, apărați mintea oamenilor acestora împotriva valului de gunoi ateu care s-a vărsat peste România. Și nu putem să arătăm cu degetul, dar... Acum cei care ne chinuiau, cei care credeau că sunt Dumnezei, cei care s-au urcat ca Dumnezeu în fruntea neamului acestuia, vai de steaua lor. Dumnezeu să ierte și pe ei, nenorociții, că nu știu câtă jale au adus peste poporul român. Jale care abia acum, cu toate scârbele, este la suprafață o lume ateie care își omoară copiii și care nu cunoaște ce înseamnă a avea o casă pe fața pământului și din ce se face o casă pe fața pământului. Din cele patru evanghelii ale lui Iisus Hristos. Anticoncepționalele. Pentru că anticoncepționalele sunt importante în discuția asta. Da? Pilula anticoncepțională a schimbat pentru totdeauna fața lumii. Este o armă în mâinile femeilor pe care, din păcate, nu mai spun nimic. O să spunem câteva cuvinte pentru că noi preoții suntem datori să predicăm despre ce este la zi, ne spune părintele Nicolae Tănase, cel care, domnule Ghinea, ca un extremist religios ce e, îngrijește de sute de copii într-un așezământ din Valea Plopului. Poate ajunge și cineva de la USR odată pe acolo ca să vadă ce fac niște oameni pentru țara lor în timp ce alții politicieni plătiți din banii publici promovează împotriva extremismului religios uciderea pruncilor pe bandă rulantă și critică pe cei care au bisturile în mână, că doar așa este liberal. Este liberal să impui unui doctor din spitalul de stat, plătit din banii publici, să omoare viitorul României cu bisturiul. Asta este total liberal. Pentru cine nu știe ce este liberalismul, ar putea să creadă că domnul Cristian Ghinea de la USR este îndreptățit să facă aceste comentarii. Dar pentru cineva care știe ce înseamnă liberalism, liberalismul are câteva principii mari și late. Unul din ele spune așa, atenție, libertatea ta se termină acolo unde începe libertatea mea. Libertatea ta se termină acolo unde începe libertatea mea. Este un principiu fundamental în adevăratul liberalism. Ori niciun stat, niciun guvern și niciun politician care se autointitulează liberal, în adevăratul sens al cuvântului liberal, nu în sensul malformat care s-a dat acum de către neomarxiști care se ascund sub umbrela unui fals liberalism, niciodată un liberal nu va folosi statul în chestiuni mult mai mici ca și impact decât cea a avortului, dar atât mai mult într-o chestiune atât de puternică precum cea a avortului. Niciun stat din lume nu va forța un doctor pe bani publici să săvârșească un omor în numele emancipării femeii și a unei libertăți. Care libertate? Am înnebunit? De când până când avem libertatea de a lua viața unui prunc nenăscut? Noi nu avem libertatea, de exemplu, ca adulți, să luăm o viață de om în România în legitimă apărare. Este o discuție pe care va trebui să o avem mai devreme sau mai târziu, pentru că societatea noastră se sălbăticește. Și mai devreme sau mai târziu va trebui să avem o discuție despre legitima apărare în România și până unde merge ea. Dar, conform legilor actuale, eu în această casă pot fi oricând atacat de niște extremiști religioși. Și dacă eu îi ucid în legitima apărare, eu fac pușcărie pentru crimă. În schimb, un medic dintr-un spital de stat, plătit din banii mei
Și ai altor oameni care muncesc în privat și care sunt coloana vertebrală a oricărei economii. Ajunge să fie apostrofat cu apelativul de extremist religios, pentru că refuză ca pe banii aceia publici, care nu sunt ai lui, nici ai statului, sunt ai mei și ai tuturor celor din privat, repet, coloana vertebrală a economiei, să săvârșească o faptă care s-ar putea să-l afecteze pentru tot restul vieții. Pentru că unii oameni încă mai au o conștiință și conștiința încă mai înseamnă ceva. Chiar dacă pentru un politician uzat, precum domnul Cristian Ghinea, o conștiință s-ar putea să nu însemne nimic, asta nu înseamnă că toți suntem un Cristian Ghinea. Faptul că politicienii... Cer scuze, era răsună telefon, nu știu de ce sună telefoanele numai când fac live. Faptul că politicienii din România se pare că nu își mai ascultă conștiința și că iau decizii, au luat, iau și se pare că vor să continue să ia decizii care sunt în detrimentul poporului român. Ăsta este un fapt deja destul de grav. Și în România nu există o lege care să pedepsească lipsa de conștiință a unui politician în momentul în care răul pe care un politician l-a făcut împotriva aleșilor săi, nu mai spun poate chiar a întregii națiuni, nu ajunge să fie dat socoteală pentru acel rău. Sunt foarte mulți politicieni care au făcut, fac și vor face rău, nu doar României, în general, și sunt foarte puțini, invers proporțional numărul lor, acelor care ajung să răspundă într-un fel sau altul. Sigur, justiția lui Dumnezeu își face mersul. Da? Justiția lui Dumnezeu își face mersul. Dar Dumnezeu le judecă cum știe să le judece. Eu, ca om simplu, le văd așa cum le văd eu ca om simplu, prin aceste lentile de ochelari. Și văd cum nu doar noi, cei prezenți, dar și copiii noștri, sunt afectați de decizii macabre ale politicienilor din prezent. Și nu doar de azi, de ieri. Vorbim din prezentul oricărei perioade. Și asta vine din lipsa de conștiință. Pentru că acel politician este singurul om din România sau din oricare stat care nu suportă consecințele faptelor sale, care nu își pune problema. Ce se întâmplă când eu semnez, dau un decret, propun o lege, votez o lege în Parlament, etc., 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 dau ordonanță de urgență? Ce se întâmplă? Care sunt consecințele? Mă pot ridica eu la înălțimea consecințelor? Pot eu să-mi asum că dacă acele consecințe vor avea un efect asupra poporului, asupra oamenilor care m-au votat și care mă plătesc, să le fiu reprezentant acolo sus, la vârful puterii? Voi suporta cu ei împreună dacă decizia mea dă kix? Nu. Vă dau un exemplu banal. Faptul că pensiile în România sunt atât de mici, faptul că puterea de cumpărare a unui pensionar în România este atât de mică, este suportată și în cazul unui politician care devine la un moment dat și el pensionar? Va ajunge și un politician pensionar să se împrumute de bani ca să-și cumpere medicamente, cum se întâmplă cu atât de mulți pensionari în România? Nu. Asta ce înseamnă? Că acel politician, prin măsurile proaste de natură economică pe care le-a luat de-a lungul decenilor, nu răspunde în niciun fel, nu suportă niciun fel de consecințe, nu are niciun fel de responsabilitate și nu are niciun fel de conștiință față de milioane de pensionari pe care i-a înorocit prin proastele decizii de natură economică. Politicienii nu sunt responsabilizați. O să fac o dată un live exclusiv dedicat cum responsabilizăm politicienii. Există o cale foarte simplă. Problema așa ce este vina noastră, a oamenilor de rând. Avem o vină mare că suntem nepăsători și pasivi. Ne complacem într-un soi de pasivitate. Stăm și comentăm de pe margine. Nu. Nu asta este calea. Bun, ce spune părintele Nicolae Tănase despre anticoncepționale? Spune așa: nu mai vorbim astăzi împotriva pavlicienilor, pentru că nu mai sunt, dar dacă această erezie o să reînvie, iarăși o să vorbim. Și atunci, în ce mă privește, tot am întrebat ce ar face părintele Nicodim astăzi. Despre ce ar vorbi el azi? Că despre ce a vorbit atunci știm, dar astăzi și cărțile care s-au tipărit apare când una, când alta. De ce? Pentru că tot ne-am pus întrebarea
Ce carte ar tipări părintele Nicodim acum, dacă ar fi aici între noi? Și acum vă pun dumneavoastră o întrebare cu conștiința că dacă ar fi aici printre noi, acum în mod vizibil, cred că v-ar pune aceeași întrebare. Unde se fac astăzi cele mai multe avorturi? Nu se fac la spital, nu la ginecologie, nu la cabinetele particulare, ci în biserică. Așa să știți dumneavoastră care trebuie să plecați de acum cu această veste tristă că cele mai multe avorturi se fac în biserică. În biserica de zid, nu în biserica spirituală, să nu înțelegem greșit. Biserica este de zid, de lemn, de materie și biserica sufletelor. Aici, înăuntru, se fac. Vă arăt, vă dovedesc. Femeia se poate afla în fața altarului și în momentul acela se face în ea un avort. Poate că preotul este cu mâinile în sus pentru sfințirea darurilor și în burțile femeilor se săvârșesc avorturi. Ne-o spun medicii. Medicii ne spun că după zămisliere copilul timp de 7 zile merge din trompă în uter. În alte 7 zile încearcă să se lipească de uter și se face placenta sau casa copilului. Și în alte 7 zile, total 21, are loc prima zvâcnire a inimii, dar până atunci a fost viu cu sistem nervos. Medicii ne-o spun, știința ne-o spune. Apropo de cei care spun că știți cum se apără stângiștii? Și asta este o dovadă că USR nu este deloc de dreapta. Pentru că problema avortului e mult mai importantă decât taxele. Degeaba se zbate domnul Claudiu Năsui să facă zero taxe pe salariul minim și asta este foarte bine, este o măsură de dreapta. Dar dacă n-ai cui și cine să-ți dea salariul minim, la ce mai vorbim de taxe? Dacă nu mai ai copii. Ce o să facă USR? O să ne aducă copii de pakistanezi? Să-i voteze ei atunci. Cu tot respectul. Dar, atenție, ei spun, domne, avortul nu este crimă pentru că putem vorbi de o ființă umană la un anumit număr de săptămâni sau luni în sus. Nu, 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 nu. În momentul în care ovulul a fecundat, a fost fecundat de spermatozoid, acea zvâcnire de electricitate, aia este deja viața. Da? Toți care vorbiți de avort, pro-avort, pro-crim în momentul de față, toți ați fost într-o primă fază acea celulă. Toți. Și iată. Medicii ne spun că după zămisliere, copilul, zămisliere, prin zămisliere asta se înțelege, da? Fecundarea ovulului de către spermatozoid. Aia înseamnă zămisliere, într-un cuvânt mai spiritual, mai duhovnicesc. Da? Fecundare, într-un cuvânt medical, științific. Ok? Fecundare. Timp de 7 zile, copilul merge din trompă în uter. Se vorbește de copil, nu se vorbește de o celulă. În alte 7 zile încearcă să se lipească de uter și se face placenta. Și în alte 7 zile, deci total 21, 3, 7, 21, are loc prima zvâcnire a inimii. În 21 de zile are loc prima zvâcnire a inimii. La câte săptămâni este legal crima anumită avort în România? Răspundeți în comentarii cei care sunteți de la USR. Ne-o spune știința, nu extremiștii religioși. Și apropo, acum o zi sau două am făcut un clip pro-știință, dar pro-știința reală, nu pro-știința în care stai și mănânci sandwich la McDonald's cu masca pe față și ai o gaură în locul măștii. Aia nu e știință, aia e clovnerie. Dar tot ei ne spun că un om poate viețui nelipit de uter 14 zile, 7 plus 7. După aceea moare, de aceea trebuie să se lipească de uterul mamei, de sânul mamei, ca să înceapă să se hrănească din mamă. Ei bine, steriletul împiedică lipirea copilului de uter și copilul moare și se produce avortul. Anticoncepționale fac același lucru prin toxicitatea care se creează. Eu am văzut filmare pe Viu cu anticoncepționale prin care mama a eliminat. Da? Sub forma unei pungi cu sânge, cu tot ce era lichid acolo. Și copil. Aia este crimă. Scurpă 2. Scurpă 2. Aia este crimă. N-avem ce să discutăm mai, n-avem ce să negociem. Sunt sigur că părintele Nicodim ar fi tunat și ar fi fulgerat aici acum dacă ar fi știut asta. Și ar fi scris un maldă de cărți împotriva acestui păcat la care duhovnicul nu mai știe ce să facă. Acum noi întrebăm o femeie. Câte avorturi ați făcut? Și răspunsul poate fi niciunul, 2, 3, 30. Poate să spun o cifră și în funcție de asta și de căința ei și de canonul pe care le dăm, noi stabilim când se împărtășește. Acum urmează ca noi duhovnicii să punem întrebarea câte avorturi ați făcut și să primim răspunsul nici unul.
Și să revenim cu întrebarea de care vorbeam și să ne spună nu știu, că n-are de unde să știe, că nu știe, că se produce, că nu se produce. Și atunci să știm noi că acum urăciunea pustirii stă în locul cel sfânt pentru că se omoară om în biserică. Asta e problema. Am venit aici la mormântul părintelui Braz, drum peste munte, frumusețe. La ce folos? Fetele noastre merg la doctor și împiedică nașterea copiilor folosind anticoncepționale. Sunt abortive. O să strigăm la Dumnezeu, Doamne, dă-ne apă, Dumnezeu va zice nu, Doamne, dă-ne aer, Dumnezeu va zice nu, nici aer n-aveți voie. De aceea așa urmează să ne stingem. De ce? Pentru că înainte de a te fi urzit tu în pântecele Maicii tale, te-am cunoscut eu și înainte de a ieși din pântece te-am sfințit, zice Dumnezeu în cartea prorocului Ieremia 1:5. Acesta este textul din Scriptură care îți arată că cine luptă împotriva vieții este criminal, nu numai cine omoară, ci și cine luptă împotriva vieții. De aceea vă spun aceste puține cuvinte în speranța că veți duce aceste cuvinte mai departe, pentru că nu ne mântim dacă facem numai noi binele, ci și dacă te determinăm pe alții să facă binele. Contraziceți medicii. Contraziceți tinerele care cred că au scăpat fără să facă crime. Ele fac crimă și riscul este a face crimă în biserică. Nu știm când, pentru că nu știm când se zămislește, pentru că Dumnezeu este prezent în momentul zămislirii, căci în momentul acela dă sufletul care se unește cu trupul. De aceea ne permitem să vorbim aici lângă biserică și bisericii sufletelor dumneavoastră despre aceste lucruri, care nu sunt lucruri secrete, nici lucruri jurșinoase, sunt lucruri care arată măreția creației lui Dumnezeu. Savanții au ajuns la concluzia că apariția vieții, zămislirea, este o minune mai mare decât Universul. Când mari oameni au descoperit galaxiile, constelațiile au spus, iată măreția creației lui Dumnezeu. Dar există o măreție mai mare, zămislirea, la care noi suntem împotrivă. Ne plângem de sectanți, ne plângem de sataniști, ne plângem de buletinele cu semnul lui Anticrist, de chipuri, de inteligență artificială, ne plângem de discoteci, ne plângem de lipsa la biserică. Acestea sunt probleme mici, spune părintele Nicolae Tănase. Aceasta e marea problemă a bisericii ortodoxe, omorârea copiilor în pântecele mamelor în biserică. Și precum Dumnezeu plouă peste cei drepți și peste cei nedrepți, tot așa Dumnezeu ne va rade pe toți drepți și păcătoși. De ce? Pentru că iată ne silim ca fata noastră să devină învățătoare, să devină profesoară. Pentru ce atâta silință? Costă mult. Meditații 5 ani, 4 ani, de liceu, de școală, de facultate, de întreținere, de internat, o anumită îmbrăcăminte, că nu poți trimite copilul oricum acolo între alții. La ce acest efort? Cui vor preda aceste profesoare? Cui? Brazilor? Bătrânilor? Cui? O școală din București, în toamna lui 1998, a dat 6 clase de-a întâia. În toamna anului trecut, 1999, au intrat în clasa întâi 4 elevi. Cui o să predea aceste fete care ne silim să devină învățătoare și profesoare? Dar medicii care se formează cu ce o să se ocupe? Cu bătrânii. Știți că 86% de copii abandonați fără mamă, fără tată sau în orfelinate pleacă în afara țării și numai 14 rămân în țară? De ce noi românii nu tăbărâm pe orfelinate și pe creșe? Pentru că suntem ortodoxi, pentru că ne batem continuu în piept dreapta credință. Ce dreaptă credință este asta când tu stai acasă și puțin te interesează? Și citești saltirea o dată în zi, de 4 ori pe zi faci pravila? Ce ortodox ești tu? Ce ortodox ești tu? Și lași copiii să devină americani, să devină baptiști, să devină evangheliști, să devină mormoni? Tu care te rogi? Tu ce faci? Ortodoxi creștini? Unde sunt copiii dumneavoastră pe care i-ați luat din creșe? Să vă văd alături de 2 copii, de 6 copii, de 8 copii, unde sunt? Unde este verificarea ortodoxiei? Așa? Asta este verificarea ortodoxiei. Vă spuneam acum un an, am vrut să botezăm 12 copii, 2 am botezat și 10 nași au rămas cu pânza albă în mână, în brațe. Au făcut și ei efort și au cumpărat lumânare și hăinuțe și pânză și au rămas așa în maternitatea Polizu. De ce? Pentru că asistenta șefă a spus, nu, ăstora n-aveți voie să le dați un nume. Dar cum, la ăștia am avut voie și la ăștia nu? Prima condiție a înfierii lor a fost nebotezarea lor. Dar cine a pus această condiție? Baptiștii americani. Deci, ortodoxilor, mergeți voi în rai și copiii la baptiști. Mergeți! Eu așa cred că v-ar spune părintele Nicodim aici. Asaltați creșele, asaltați orfelinatele, asaltați leagănele și luați copiii de acolo, înfiați sau creșteți, faceți orice, numai salvați România. Că România pierde. Are 11 milioane de copii avortați. 11 milioane de copii avortați din 22 de milioane populația țării. Are peste 40 de milioane copii avortați, așa cum v-am spus,
Copii care au fost avortați fără să se vadă prin anticoncepționale care se găsesc la orice colț, la orice farmacie și foarte ieftin. Să știți că producerea anticoncepționalelor este scumpă, dar precum ați văzut în anii trecuți că se făcea compensare la unele alimente, tot așa se face compensare și finanțare din afară, pentru că nu putem intra în Europa un popor ortodox care naște, care perpetuează. Nu se poate așa. Ni se impune să admitem homosexualitatea și aproape am admis-o. Ni se impune să admitem divorțul rapid și aproape l-am admis. O familie fără copii și fără partaj pleacă dimineața la 8 la tribunal și la ora 12 este deja divorțată. Vă aduceți aminte că înainte dura 6 luni, 8 luni, oamenii se mai împăcau, se mai gândeau, nu prea mai aveau bani. Iar acum nici nu există taxe pentru divorț. E o nimica toată. De ce? Ca să ne distrugem. Dar asta cu voia noastră și nu acuzăm pe nimeni. Și ce mai trebuie să mai facem ca să intrăm în Europa? Trebuie să acceptăm căsătoria de probă. Și am început să o acceptăm. Și noi dăm de mâncare fetelor noastre care trăiesc curve. Oficial e cu ele la braț. E oficial, tot satul vede, dar nimeni nu zice nimic. Noi dăm de mâncare și ajutăm, nu ne debarasăm. Nu ne unim părinții să vedem, măi, ce facem cu copiii noștri? Uite, ăștia se încearcă, se probează. Căsătorie de probă. Auziți dumneavoastră ce am împrumutat noi de la Occident. De ce n-am împrumutat noi de la Occident ordinea? Zice preotul Tănase, de ce n-am împrumutat noi de la Occident ordinea? De exemplu, vă dăm anaforă și dumneavoastră vă îngrămădiți. De ce vă îngrămădiți? De ce n-am împrumutat noi de la Occident ordinea? De ce n-am împrumutat noi de la Occident punctualitatea? De ce am împrumutat aceste lucruri rele, distrugătoare neamului din Occident? De ce n-am luat ce este bun din Occident? Zice preotul Nicolae Tănase. Și atunci când vă dați seama că nu ne-am adresat dumneavoastră, că sunteți de două zile pe drum, dumneavoastră tot veniți aici, că mormântul acesta ne tot aduce lângă el, ne-am adresat celor cărora dumneavoastră le veți vorbi începând de mâine. Dumneavoastră acum veți deveni niște predicatori. Dar nu niște predicatori care spuneți lucrurile puternic, ci niște predicatori care duceți numai cuvântul. Uite ce am auzit, nu mi-a venit să cred. Uite, chiar așa este? Să verificăm. Este sau nu este? Domnule doctor, poftiți crucea în mână, poftiți icoana, fotografia mamei dumneavoastră sau ce aveți mai drag. Ce mai aveți drag? Soție, copii, bine, puneți mâna pe tot și spuneți-ne ce sunt anticoncepționalele. Împiedică formarea omului? Împiedică concepția? Sau ucide după 14 zile de la concepție? Și doctorul, dacă atunci o să aibă frică, cu mâinile pe cruce, pe Evanghelie, pe ce are mai scump, o să ne spună adevărul. Nu minciuna care îi vinde marfa. Nu minciuna cu care a făcut contract cu farmacia, pentru că el, dacă spune așa, farmacia vinde. Am călătorit la o conferință împotriva avortului și am văzut ceea ce cred că o să apară și la noi, că noi luăm tot ce e rău. Am văzut niște cutii imense și băgai bani, puțin bani, cât pentru o pâine și îți veneau 6 prezervative pe loc. Cum sunt automate de cartele pentru telefon. Și de acolo le luau. Dar zic, dar de ce a fost nevoie de aceste automate și nu le vindeți la farmacie? Și zic ei, unii copii se jenează, părinte, și ca să nu se jeneze, au ăstea în gară, la școală, în curtea școlii. Am văzut cu ochii mei. Nu am auzit, am văzut. Ce facem? Ne schimbăm sau nu? Dacă nu ne schimbăm, nu ne mai întâlnim la anul. Nu mai putem, se va întâmpla ceva. Am trecut în anul 2000. De atunci e discursul ăsta, din anul 2000, adică sunt 24 de ani de atunci, oameni buni. Nu am predicat asta până acum pentru că este o psihoză. Avem de-a face cu o psihoză. Am avut de-a face cu psihoza anului 2000. Sfârșitul lumii e în mâna noastră. Dacă ne îndreptăm, îl depărtăm de la noi. Dacă nu ne îndreptăm, îl apropiem. Dacă nu ne îndreptăm, sfârșitul lumii pare să fie în orice moment. Fraților, să avem convingerea că azi lipsește părintele Nicodim. El e prezent cu Duhul, dar ne lipsește pentru că nu e altul încât să mânuiască cuvântul și să sezizeze gravitatea trării noastre acum. De aceea e greu și grav că nu mai este, că nu s-a evit altul ca să sesizeze acestea cum a sesizat și el la vremea lui. Ați citit. Unde pătrundea el, dispăreau cărciumele lăutare, nu mai era nimic, era numai pre noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră de Hristos Dumnezeu să o dăm. Amin. Ne spunea preotul Nicolae Tănase cu 24 de ani. Și acum o traducere după doctorul Rudolf Eman, un occidental. Mijloacele anticoncepționale, efecte secundare fatale despre care nu se vorbește, articol publicat în revista Porunca Iubirii numărul 46/2000. Efectele secundare ale mijloacelor anticoncepționale. Atenție, dragi femei și fete, dar și bărbați care forțați femeile să ia anticoncepționale. Începând din secolul trecut,
Folosirea mijloacelor anticoncepționale a devenit foarte răspândită. Aparent, acestea nu aveau niciun efect secundar. Reclama bine organizată le prezenta ca și inofensive. Dar, precum a arătat utilizarea lor îndelungată, ele nu sunt așa de nevinovate pe cât par. Efectele lor s-au putut observa pe mai multe planuri, începând de la sănătatea fizică și psihică a femeilor, care le foloseau, până la modificări dramatice în structura demografică a țărilor în care sunt utilizate pe scară largă. Așa cum remarca un medic englez, Alan Grant, în cartea sa The Bitter Pill, pilula amară, spune așa englezul: sănătatea femeilor a fost jertfită pe altarul planificării populației. Am închis citatul. Efectele în plan demografic au dus la îmbătrânirea populației, țărilor occidentale unde copiii și tineretul ocupă procente din ce în ce mai mici. Dacă țări ca Germania, Franța, etc. nu își vor schimba politica, se va ajunge, urmând evoluțiile demografice prezente, ca populația autohtonă să dispară sau să fie înlocuită de imigranți din alte zone ale lumii. Cred că se dorește varianta a doua. De asemenea, dacă se vor urmări doar interesele de moment și de satisfacere a plăcerilor, a hedonismului, efectul logic al lipsei de responsabilitate față de copiii nenăscuți va fi transferul acestei mentalități și asupra celor bătrâni. Dacă cei care iau decizii nu se vor mai considera necesară întreținerea bătrânilor din țară, atunci se va lua în calcul și introducerea unei pilule a morții, eutanasia, care este legală în țări precum Belgia, Olanda și nu numai. Mijloace contraceptive. Spirala sau steriletul a apărut la începutul secolului 20. Ea este în primul rând un mijloc avortiv timpuriu. Prin producerea intenționată a unei congestii de iritație în țesutul conjunctiv uterin, implantarea embrionului este împiedicată și acesta moare. Ca și efecte secundare se pot cita infecțiile, perforații ale uterului cu pericolul rănirii intestinului, sângerări, dureri. Începând din 1987, datorită proceselor intentate companiilor producătoare în Statele Unite ale Americii, s-a renunțat la folosirea spiralelor, acestea fiind fabricate doar pentru export. Prezervativul. S-a constatat statistic că el nu oferă protecția pe care o pretinde, atât în ceea ce privește contracepția, cât și în evitarea propagării SIDA. Spermicide, supozitoare, săruri, alifii, spray-uri, tampoane. Incertitudinea împiedicării fecundării prin acest procedeu nu este nevoie să mai fie scoasă în evidență. Au tot un efect avortiv timpuriu. Sterilizarea se realizează pe cale chirurgicală. Intervenția nu este lipsită de riscuri și aceasta mai ales în cazul femeilor, la care este necesară anestezia totală și deschiderea abdomenului. Urmările pe termen lung ale sterilizării sunt sarcini extrauterine, tulburări ale ciclului menstrual și tulburări psihice. În 1986, respectiv 1987, ginecologii americani și-au afirmat deschis consensul de a aplica deosebit de restrictiv sterilizarea. Pilula anti-baby, anticopil, a început să fie comercializată la începutul anilor 60, beneficiind de multă reclamă care o prezenta ca nevătămătoare. Luată de femei fără prea multă gândire și prescrisă fără grijă de medici, ea a devenit mina de aur a vânzătorilor de pilule și medicamente. Nu a trebuit să treacă multă vreme pentru ca să se constate efectele importante asupra întregului organism pe care le avea pilula, care de fapt intervenea în ciclul de reglare hormonală a corpului femeii, deconectându-l de la ritmul ei natural al menstruației. La 10 ani de la introducerea pilulei a produs deja 600 de lucrări științifice despre efectele colaterale ale acesteia. La sfârșitul anului 60, una dintre cele mai vândute cărți din SUA a fost cea a Barbara Simon, Procesul doctorilor împotriva pilulei, în care se descriu toate efectele secundare mai importante pe baza unor anchete pe lângă ginecologi americani de renume. Între acestea se menționau efecte secundare cardiovasculare și cerebrovasculare, infarct cardic, îmbolnăvire ale sistemului circulator, hemoragii cerebrale, tromboembolii, favorizarea de infecții, urmare a libertinajului sexual, care a devenit posibil prin utilizarea pilulelor, riscul de cancer, cancer de sân în special, cancer de piele, cancerul ficatului, cancer al țesutului mucoasei uterine, tumori benigne, modificări în aparatul digestiv, tulburări oculare, tulburări psihice, înrăutățire a afectivității, dezechilibru, depresie, modificări de personalitate și sterilitate. În concluzie, se poate spune că niciodată până acum nu s-a mai administrat un produs farmaceutic atât de puternic, cu atât de multe efecte necunoscute,
unor oameni sănătoși fără ca să existe necesitate din punct de vedere medical. Niciodată până acum nu s-a mai permis prezența în comerț a unui produs farmaceutic cu atât de multe și grave efecte secundare cunoscute ca și aceste pilule anticoncepționale. Niciodată până acum un produs farmaceutic nu a adus atâția bani industriei farmaceutice. În SUA, pilula este desemnată ca și cel mai mare furnizor de bani pentru industria Big Pharma. Așa cum constata un cercetător, Joie, spune el, dacă apar una sau două publicații științifice care arată pericolele legate de pilulă, atunci, în mod sigur, în luna următoare, se dau publicității luări de poziții care susțin exact contrariul pentru a neutraliza urmările prea periculoase pentru industria farma. Am închis citatul. Pe de altă parte, deși era prezentată ca un inhibator al ovulației, s-a putut constata că pilula este tot un mijloc de avort timpuriu, potrivit studiilor independente întreprinse de medici germani, olandezi, americani, etc. Adeseori, ovulația are loc și atunci copilul moare, fiind lipsit de hrană, deoarece pilulele usucă glandele care ar trebui să-i asigure. În SUA, la Congresul Federației Naționale a Avortului din 1985, cu ocazia discuțiilor asupra planificării familiei, s-a ajuns la următoarea formulă adoptată de Congres, și anume, nu vă faceți iluzii, pilula și spirala sunt avortive. Astfel, adevărul a ieșit la iveală, deși mulți ani să căutau să se ascundă efectul de avort timpuriu al pilulei și spiralei și nu se foarte bine că o divulgare promptă a acestui fapt a fi determinat multe femei să se abțină de la folosirea lor. Și acum, un lucru pe care domnul Cristian Ghinea de la USR nu l-a spus astăzi în postarea dumneavoastră de pe Facebook. Și un lucru care este foarte important, poate cel mai important pentru această discuție pe care o avem. Urmările avortului. Pentru că există consecințe. Și despre asta nu se vorbește. 1. Și cea mai importantă este pierderea copilului. 2. Urmări fizice asupra mamei, din care unele pot provoca moartea. Leziunea colului uterin, perforația uterului, hemoragii, lezarea intestinelor sau altor organe abdominale, inflamația uterului, a trompelor, a pelvisului și a întregii cavități abdominale, starea septică, otrăvirea sângelui, tromboembolie, adică chiavuri de sânge care astupă vasele sanguine, obturarea trompelor uterine, sterilitate, hemoragii uterine neregulate, endometrioză, creșterea frecvenței sarcinilor extrauterine, cicatrici și îngustarea colului uterin, placentă previa, atonia uterului, izoimunizare, insuficiența placentei, mortalitate perinală crescută. Astea nu sunt chestii religioase. Astea sunt chestii științifice, domnule Ghinea. 3. Urmări psihice. Depresii, sentiment de vinovăție, tristețe, insomnii, coșmaruri, atacuri de anxietate, frustrare, pierderea respectului de sine, distrugerea psihicului propriu, apariția răcelii emoționale, pesimism, pierderea motivației, deregrări sexuale. Pot apărea și reacții psihotice acute, reacții schizofrenice, psihoză afectivă, depresie, pierderea memoriei, pierderea interesului pentru activități desfășurate și predispoziție pentru boli de dependență, schimbări dramatice ale persoanei, predispoziție pentru plâns. Credeți că femeile care vor să facă abort știu chestiile astea? Dar mai mult de atât, credeți că politicienii precum domnul Cristian Ghinea de la USR știu lucrurile astea? Și dacă le știu, cum răspund ei în fața poporului, ascunzând adevărul? Să ne răspundă chiar ei. Dacă și tatăl a participat la omorirea copilului, aceste urmări apar și la el. 4. Urmări asupra familiei. Dereglări ale relațiilor dintre membrii familiei, chiar și copiii născuți resimt răceala emoțională, dezamăgirile și alte stări nevrotice sau psihotice cauzate de omor. 5. Urmări asupra societății. Societatea ar fi mult mai fericită dacă membrii ei nu ar fi răniți de traumatismul uciderii copiilor nenăscuți. Orice boală fizică sau psihică a indivizilor se reflectă asupra întregii societăți. Și gândiți-vă la tamtamul care s-a făcut în timpul COVID-ului. O răceală cu o rată de mortalitate de 0,001%. Gândiți-vă la șocurile psihice pe care le-am suferit cu toții. Mulți oameni au intrat în depresie la nivel mondial, inclusiv în România. Există un fapt științific. Și când vine vorba de avort, tu nu doar că minimalizezi toate aceste lucruri, dar nici măcar nu le pui pe masă să le discuți într-o comisie parlamentară ca un
politician responsabil, plătit din banii publici? Și noi stăm pasiv la chestia asta? Și în cel mai rău caz avem o reacție pe Facebook, nu? Îi lăsăm un comentariu, domnul Cristian Ghinea. Când ar trebui să fim călare pe carnetul parlamentar și să-l întrebăm, de unde ai apărut? Măi, nenea Ghinea, de unde ai ieșit? Din ce scorbura a pământului te-ai furișat în birou de parlamentar? Orice boală fizică sau psihică a indivizilor se reflectă asupra întregii societăți. În afară de aceasta, uciderea copilor nenăscuți a dus la o scădere dramatică a natalității. Asta nu este extremism religios, asta este un fapt certificat și de INS, Institutul Național de Statistică. Avem această problemă. Și în condiția în care noi avem probleme cu natalitatea, domnul Ghinea este afectat de faptul că medicii din România, în spitalele publice, cu private, nu mai vor să facă avort. Șocant. 6. Urmări asupra celor care au participat la săvârșirea acestui act. Persoanele care au săvârșit această crimă, cum ar fi medicii, surorile medicale, farmaciștii sunt afectați de tulburările psihice deja enumerate. Toate acestea se răsfrâng negativ și asupra familiilor lor, după cum recunosc ei înșiși. Ar trebui să stați de vorbă cu doctorii care au făcut sute de avorturi. Aia nu mai sunt oameni. 7. Se încalcă normele etice ale profesiunii de medic. Formularea de la Geneva a jurământului Hipocrat, pe care îl depune orice medic, conține cuvintele. Citez. Voi respecta în mod absolut viața omului, încă din momentul concepției sale, declar aceasta în mod liber și îndeplină cunoștință de cauză, făcând apel la onoarea mea. Domnule Ghinea, dumneavoastră încălcați un drept acordat prin Convenția de la Geneva acestor oameni numiți medici în spitalele de stat românești și acuzați că sunt extremiști religioși. Înseamnă că toată Convenția de la Geneva a fost făcută de niște extremiști religioși. Și ca să fiți dumneavoastră și cei de la USR, și alții, că nu sunteți doar voi USR-ul care aveți ideile astea în cap, să fiți satisfăcuți, trebuie să schimbați. Și probabil că veți face și chestia asta la un moment dat. Dar totul dă USR-ul cu drepturile omului. Hai să nu mai fim ipocriți. Și acum, probabil cel mai urât moment al acestui live, voi citi câteva mărturii al unor femei care au făcut avort. Nu aș mai face niciodată, indiferent de părerea celor din jur. Ne zice o mamă. Mi-am avortat copilul, odată cu el a murit și ceva din mine. Ceva ce nu mai poate fi nici când trezi la viață. Astăzi nu aș mai lua asemenea hotărâre, indiferent ce ar spune toți cei din jur. Trăiesc cu o frică în mine de care nu mai pot scăpa. Am coșmarul în care mi-apară o fetiță care fuge spre mine cu brațele întinse și întreabă mereu, de ce, mămico, de ce? Apoi mă trezesc udă de transpirație, acest vis și privirea fetiței mă urmăresc continuu de când am avut acea intervenție. De ce numai eu sunt pedepsită pentru fapta mea și nu fostul meu prieten, deși a fost și el părtaș? Relatez această întâmplare pentru folosul tuturor femeilor. Gândiți-vă foarte bine ce faceți, pentru că vă vor chinui visele și vă vor urmări privirile celor ce nu mai sunt. Nu permiteți nimănui să vă constrângă, pentru că viața voastră va fi distrusă. Nu faceți aceeași greșeală ca mine. Semnat Judith, din revista pentru elevi. Este un titlu în germană, nu pot să-l pronunț. Schreibenkleister, nu știu, orașul Ron în Germania. Atenție, nu vorbim de talibanii ortodoxi. Femeia asta probabil m-a mâncat să-l că nu este ortodoxă și nici măcar o mâncă. Altă doamnă ne spune așa, de ce nu mi-a spus nimeni ce va urma? Ce spuneam înainte, Cristian Ghinea și alții care nu spun oamenilor ce urmează după avort, în special în cei care sunt direct implicați, mamele, femeile. Toți cei care m-au sfătuit să facă avortul în urmă cu 2 ani, doctorul, consilierul, părinții, prietenii, prietenele și soțul meu, m-au asigurat că așa e cel mai bine pentru mine și pentru copilul meu. Acum copilul meu este mort, iar eu sunt disperată. Nu mai pot să dorm noaptea, nu mai pot să râd, nimeni nu mă înțelege. Vă rog, spuneți tuturor oamenilor cât de groaznic este un avort. Dureri cumplite îmi chinuie trupul și sufletul și nu mi-a spus nimeni ce va urma. Semnat Iuta sau Juta. Mărturia unei femei care nu a făcut avort. Elena G. din Iași, asta sigur e extremistă religioasă, la vârsta de 22 de ani fiind în Roman, a visat într-o noapte pe Sfânta Parascheva în biserică cu mai multă lume unde parcă toți așteptau ca Sfânta să se scoale și să vorbească cu cineva.
Într-adevăr, Sfânta s-a ridicat din racă și i s-a adresat astfel. Fetiță, tu ești însărcinată, dar să nu te duci să avortezi, că apoi o să ai mari greutăți în continuare și o să mori. Dacă o să mă asculți, o să o naști o fată frumoasă, deșteaptă și milostivă și o să-ți meargă bine în continuare și nu o să ai necazuri prea mari în viață. Soțul o îndemna la avort, dar niște rude o să te iau să nu facă aceasta. Acest vis l-a avut în noapte înainte de a se duce la doctor. A doua zi a plecat totuși la doctor, dar cu oarecare frică și nehotărâre. Ajungând la doctor, a luat-o frica pe sală când trebuia să intre și s-a întors acasă. Apoi a născut o fetiță de 4,5 kg, foarte frumoasă, care acum are 34 de ani și este foarte inteligentă, știe 5 limbi străine, deșteaptă și cu adevărat milostivă și credincioasă. Încă de când era mică, împărțea tot la cei săraci, iar acum este doctoriță și orice rugăciune care o face ea la Sfânta Parascheva, în orice caz ar fi, imediat este ascultată. Așa a scăpat Sfânta Parascheva pe această mamă de la moarte, ea însăși fiind credincioasă de mică copilă, și pe această fiică care este de folos celor din jur cu inteligența sa, cu mila de săraci și cu celelalte fapte bune. În Roma trăia o familie binecuvântată, părinții înțelegeau bine, copiii creșteau în fiica lui Dumnezeu. Mai târziu, femeia, simțindu-se însărcinată, a început a slăbi în cugetul ei și a zis, am 4 copii, este destul. Pe acesta care vine, nu mai vreau să-l nasc. Este greu de crescut, nu mai ajung banii. Și de ce să sufere și el în cazurile vieții acesteia? Deci pe ascuns, fără știrea și voia bărbatul ei, femeia a luat unele medicamente pentru întreruperea sarcinii. Dar în clipa aceea, conștiința a început să o mustre. Un glas lăutric îi spunea că te va ucide pruncul, îi va muri un copil. Într-adevăr, noaptea a luat medicamentul, iar dimineața a plecat cu soțul și copilul cel mai mare, care avea 15 ani, la un sat departe de oraș. Pe cale i-a ajuns un autocamion, s-a urcat cu toți în cabină, dar după judecățile ascunselor lui Dumnezeu, s-a deschis portiera mașinii și a căzut copilul pe asfalt, că se afla la geam. În același ceas, copilul a murit sub ochii plini de lacrimi ai părinților. Iată deci păcate pe care le pedepsește Dumnezeu în viața aceasta și în cea viitoare. Este o semnare din părintele Ioaniche Bălan, Istorioare duhovnicești. Cum canonisește Biserica păcatul avortului? Nu voi citi asta. Sfaturi de la părintele Cleopa, am să trec și peste asta. Sunt convins că sunt foarte bune. Am să citesc Frica de păcat, cuvânt de încheiere la mormântul părintelui Nicodim Mândiță în 1990. Vreau să vă spun ceva despre frica de păcat. Dacă n-am avea păcat, toate lucrurile ar merge bine. Dar de ce facem păcat? Cum poate să ne fie frică de păcat dacă avem frică de Dumnezeu? În Vechiul Testament spune că frica de Dumnezeu aduce înțelepciune. Deci începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Dar ce înseamnă asta? Vă rog să credeți că dacă ți-e frică de cineva, nu vrei să-l vezi, îl ocolești. Eu sunt profesor la universitate și aveam multe probleme în privința mea, că ce predam nu le plăcea la profesor și știu că mai mari mei, când îi vedeam, îi oculeam, că mi-era frică de ei. Frica de Dumnezeu și ca atare frica de păcat e cu totul altceva. Mi-e frică de Dumnezeu nu în sensul că mi-e groază, ci mă tem să nu-L pierd. Uite, eu vă spun atât de mult îmi iubesc soția cât mi-e frică de ea. De ce? Mi-e frică să nu-L pierd. Atât de mult îl iubesc pe Iisus Hristos, dacă putem spune asta, încât mi-e frică de El să nu-L pierd. Există o frică sfântă și există o frică lașă, o frică păcătoasă. Nu trebuie să ne fie frică de păcat, ca atare și frica de Dumnezeu, pentru că îl iubim și nu vrem să-L pierdem dragostea. Mai bine o zi în curțile tale decât mii printre străini. Psalmul 83:11. Ce înseamnă asta? Când ție îți lipsește soțioara sau cea iubită sau copilașul tău, nu fie de dor după ei? Nu vrei să fie prezența lor veșnică? Noi nu putem trăi fără Hristos. Și de aceea ne-e frică de El, că nu vrem să-L pierdem. Aceasta e frica curată și când vom avea dragoste de Hristos, dragostea adevărată alungă frica, știți foarte bine. Există o singură putere, cum există un singur vânt teribil care retează cedrii Libanului, vântul de miază noapte. Există un vânt teribil al lui Dumnezeu și aceasta e iubirea care renaște. Și aceea singură alungă frica în inima noastră. Deci nu frica de păcat e primul lucru, ci frica de a nu pierde dragostea lui Dumnezeu din inima noastră. Da. Să ne umplem de dragostea Lui și fiind plin de dragostea Lui, nu ne mai biruie nici viața asta, nici moartea, nici frica de om, nici ticăloșile lumea acesteia, ci suntem oameni liberi și senini, așa cum suntem fiecare dintre dumneavoastră. Sunteți niște oameni fericiți, așa cum Părintele acesta Sfânt, la momentul care găsim astăzi, în puterea cuvintelor sale, spunea că oamenii se împart în 4 categorii. Uitați și noi aici, în fiecare dintre noi, sunt 4 dihănii. Părintele ne atrăgea atenția și spunea așa, fiți atenți că în fiecare dintre noi, v-a spus fiecăruia și știți, există 4 oameni și numai unul este bun. Așa cum există 8 feluri de lacrimi, spun Sfinții Părinți, și numai un fel e bun, celelalte pot fi păcătoase, dar unul e curat,
un în iubire față de Dumnezeu, așa și noi sunt patru dihănii. Una e bună și în luptă permanentă cu celelalte. Și acestea le numea cele patru stări ale ființei omenești. Vă spun aceste patru stări. Vi le aduc aminte că le știți mai bine decât mine. Prima este starea diabolică. În fiecare dintre noi sunt momente, dar mai ales există starea diabolică a unui om posedat de duhuri. Există starea diabolică și diabolismul stă într-un act de mândrie și de apostazie, de negare a lui Dumnezeu. Aceasta este starea diabolică a ființei omenești. Am trăit și noi într-o stare diabolică a nefericitului de conducător care s-a dus, nefericitul de el, vorbește de Ceaușescu, infestat de o ideologie criminală a lui Karl Marx, a lui Vladimir Lenin și a acestor monștri pentru care ieri, alaltăieri, te băga la pușcărie, vorbește de comuniști, dar care toți a știut că sunt niște monștri, o ideologie atee, o ideologie negătoare de Dumnezeu, o ideologie care și-a permis să scrie Biblia hazlie. O ideologie care a zis că Hristos este mitologie, o ideologie a unor monștri care sponzorau preoții și îngropau de vii și au zis să terminăm cu preoții și cu țăranii și să terminăm cu creștinismul pe fața pământului. Iată că ei care aveau acest gând l-au văzut pe Lenin, spânzurat de o funie de oțel în București, acest mare ateu care a venit peste neamul acesta și care avea acest plan, să distrugem bisericile și țăranii și am terminat cu Hristos. L-am văzut cum a plecat el din București și cum pleacă toți din istorie și cum vine Hristos în locul lor. De 2000 de ani, țineți minte, de 2000 de ani, toți tiranii care s-au luptat cu Hristos, toți nu știu unde să-și afle mormântul și toți au pierit și vor pieri, țineți minte, până la sfârșitul veacurilor. Deci starea diabolică, omul diabolic, am trăit între acești oameni. Dostoevski îi numea demon. A scris o carte despre ei, sunt oameni îndrăciți, oameni care fierb de mânie. I-am văzut și eu, care atarmenițe care te scuipă. Și eu am fost scuipat în față și copiii mei de omul diabolic. De această diabolie, de acest om stăpânit de duhurile satanice. Există în continuare aceștia care omoară acum în continuare. Iau ciomagul și îți dau un cap. Sunt între noi, sunt în fiecare din noi. Iuda sunt eu, zice un mare scriitor francez, și noi este un Iuda. Omul diabolic există ca latent al fiecăruia dintre noi. Să nu vă închipuiți că acela e diavol și eu sunt înger. Nu, în fiecare dintre noi este această pornire. Eu vă citesc ce spune părintele. Apoi a doua stare este starea dobitocească. Starea de dobitoc, starea animalică, animalul din noi. Mă uitam și eu cât sunt de animal, când mi-e foame, când mi-e cutare, cât sunt de urs și de viperă. El asemănase la aceasta cu ursul și cu vipera și zicea, postez toată iarna, ursul postește, e un mare postitor iarna, dar când la primare primăvara, tot oameni sfârdecă și pe cine și-a pus laba, tot nu scapă. E o stare animalică care stagnează omul în starea asta. Acum 20 de ani a fost animal și după 20 de ani a crescut deloc duhovnicește, tot animal a rămas, măcar că postește ca și ursul, dar când îi cade un om în mână, îl sfârdecă. Suntem în stare dobitocească, stare animalică, stare pătimașă, stare de a te împreuna cu nevasta altuia, de a rupe, de a mânca, de a da cu coatele. Am fost în piață. Numai o clipă alegi să mă dau la un borcan de smântână. N-am mâncat smântână de mult. Ce-ar fi? E vinerea, dar mi-e grozav de poftă, aș mânca un borcan de smântână. Ispită. Dar vă spun, animalul din noi, vă dau pildă. Sigur că nu am luat. Am luat niște cerește și am terminat. Dar imediat se trezește. De ce nu? Animalul la viața sexuală. Fiecare dintre noi suntem conștienți că viața sexuală din noi e o putere teribilă de a te împreuna cu oricine, ca o scroafă și ca un porc. Fiecare dintre noi e o stare animalică. Părintele ne-a explicat-o și eu vă spun ce a spus dânsul. Deci există starea diabolică în noi, există starea animalică, există o a treia stare, starea omenească. Și zice că starea asta omenească este aproape la toți oamenii și ea puțin acceptabilă. Care plâng când află că copiii lor n-au reușit la examen, iar dacă merge fiului meu bine, celălalt treaba lor. Al meu a reușit la examene. Eu asta eram înfricoșat când m-am dus la examene la copilașii mei să văd dacă sunt pe listă. Măi copile, dacă ai ieșit, să nu cumva să te arăți spre lacrima celui care n-a reușit. Ascunde-te mai degrabă și vină acasă și arată-ți bucuria acasă. Să nu cumva să triumfi acolo când ceilalți plâng că n-au reușit. Copiii cu 9 și ceva cădeau la examene pentru că tiranii aceștia au pus mâna și pe învățătură. Ne-au luat biserica, ne-au luat cartea lui Hristos din mâna noastră și până la urmă au vrut să ne ia sufletul. Și asta era direcția, de a ne face dobitoace și diavol pe toți, de a rămâne în stările dobitoși de diavol. Dacă merge fiului meu bine, ceilalți treaba lor. Ei, starea omenească este a avea gesturi omenești. Cum zice, și păgânii fac așa. Dacă faci bine celui care ți-a făcut bine și păgânul face la fel. Iubești pe cel ce te iubește, cel care te-a invitat la masă, îl inviți și tu, ai relații, iar de ceilalți nu te privește. Asta e o stare omenească, dar tot o stare insuficientă.
Și mai există ultima stare și sunt sigur că asta stăpânește în inimile dumneavoastră cu precădere ale tuturor care ați venit aici, că altfel nu veneați și care este cea mai puternică noi și care o revenim cu toții pe ascuns să o avem. Este starea duhovnicească. Starea duhovnicească, fraților, care are o singură lege și care e foarte simplu de ținut minte, anume să iubești pe vrăjmașul tău. Actul cel mai teribil din istoria omenirii, care a schimbat toată istoria și care numai Iisus Hristos l-a adus și în virtutea căruia spunea o mare poet indian, Tagore, viitorul aparține creștinismului pentru că singur Iisus Hristos a rezolvat problema iubirii față de vrăjmaș. Ce atitudine trebuie să am eu față de vrăjmaș? Singura atitudine colosală care a schimbat lumea și care e radical nouă, toate celelalte le găsiți și în Vechiul Testament, le găsiți și în budism și așa mai departe. O singură lege colosală și unică, iubirea față de vrăjmaș. Față această stare stă sau cade fiecare dintre noi. Se zice că plecăm cu două bocceluțe la viața de dincolo, cu faptele noastre nemernice și cu cele bune. Dar ni se va pune la judecată de apoi o singură întrebare. Ai iubit îndeajuns? Eu? L-ai iubit pe acela care te-a scuipat în față? L-ai iubit pe acela care te prigonea și îți lucra toate chestiunile și te dușmănea? Pe acela care l-a omorât acum, pe criminal și pe toți, i-ați iubit? Mi-aduc aminte de un duhovnic care trăiește aici care a fost condamnat și fratele său a fost omorât de un om. Și când a ieșit în închisoare, a dat față în față cu cel care i-a omorât fratele. Știți ce a făcut acest părinte care trăiește? A mers la el și i-a zis, fratele meu, tu ai omorât pe fratele meu și în locul fratelui meu, ești tu fratele meu. Și l-a sărutat pe obraz. Te iubesc ca pe fratele meu. Asta schimbă lumea, asta schimbă lumea un singur lucru, părinte Nicodim Mândiță. Nu e așa? Că e așa? Dumneata ai spus omul duhovnicesc. Valoarea noastră stă sau cade față de această atitudine. Bărbați, frați, de ce vă urâți unul pe altul, doar sunteți frați? Spunea Sfântul Ștefan, citându-l pe Moise în predica lui din Faptele Apostolilor. Bărbați, doar sunteți frați. De ce vă urâți unul pe altul? Ia gândiți-vă dacă această lege, această stare duhovnicească ar fi o realitate în România. Mai apăreau monștrii aceștia, minerii în 1990, cu săbii, cu ciocane și cu nicovale și cu fierăstraie și cu topoare să ne omorăm unii pe alții? Nu ne iubim. Iubirea lui Hristos este departe de noi. Starea duhovnicească a României este dezastroasă. După 40 de ani de ură, după 40 de ani de cultivare a stării demonice, a stării dobitocești, a fost cultivat dobitocul și diavolul din noi și, în cel mai bun caz, așa zisul umanism, care și el e o porcărie fără margini. Fără Hristos nu există umanism. Dinte pentru dinte, cum zicea una. Fiului meu să meargă bine, iar celălalt n-au decât să crape. Să moară capra mea, dar să moară întâi a vecinului. Ăsta e umanism? România bolește de nedumnezeire, spun Sfinții Părinți. Suntem săraci cu Duhul. O, de a-mi fi conștienți că suntem săraci cu Duhul. Starea de duhovnicie a țării noastre este dezastroasă. Omul duhovnicesc din noi este mort și de aceea ne omorâm unii pe alții și de aceea nu suntem capabili să rezolvăm acest dezastru din mijlocul nostru. Așa este situația din România. Suntem în situația aceea de a ne da în cap unul altuia, de a pomeni în fiecare seară relele pe care le face celălalt, iar scârboșenile dinăuntru nostru nu ne le aducem aminte. Când va înceta o dată acest om al păcatului și al dezastrului din mine? Când va începe omul duhovnicesc să prindă o leacă de temenicie în inima mea, în lacrimile mele și în viața mea? Ajută-ne, Doamne, ca animalul din noi, dobitocul din noi, diavolul din noi și chiar omul din noi să moară și să crească chipul duhovnicesc al lui Hristos. Singurul model după care omul își poate modela caracterul, singurul adevăr din lume, cum zice Eminescu, care este Iisus Hristos, al cărui chip de săvârșit este modelul suprem după care se formează firea fiecare dintre noi, dacă primim dragostea lui jertfitoare de sine în inima noastră. Amin. Cuvânt de încheiere. Mă adresez ție, femeie creștină. De ce nu vrei să naști copii? Nu ai cu ce-i hrăni? Oare nu va avea Dumnezeu grijă de ei? Ești bolnavă? Dacă avortezi, mai rău te vei îmbolnăvi. Ești săracă? Îți va da Hristos cele de nevoie ca să-i crești. Ești amenințată de bărbat că te lasă? Nu l-a ascultat la cele rele și naști copilul că poate va ajunge vreun sfânt prin care să vă mântuiți toți din familie. Te temi să nu râdă de tine femeile și rele că ai 2, 3 sau chiar mai mulți copii? Dar ce vei face când diavolul te vor chinui în iad pentru omor împreună cu el? Te rușinezi că ai rămas gravidă de fată mare sau fiind fără soț? Naști copilul că prin rușina pe care o pătimești vei scăpa de rușina cea mare din ziua judecății și de munca veșnică. Te rușinezi de oameni care ai rămas gravidă având peste 35-40 de ani și mergi să faci avort? Întoarce-te acasă și naște copilul că îți va aduce multă mângâiere și te va ajuta la bătrânețe. Vrei să-ți uciți copilul la tinerețe ca să nu ai griji, să te poți distra mai mult, să pras soțului pentru că ești student, dar că nu ai servici, locuință și mașină? Dacă mama ta ar fi gândit la fel, mai erai tu astăzi? Ce este mai scump, raiul sau iadul? Viața sau moartea? Averea, mașina, casa sau copilul pe care ți l-a dat Hristos?
Oare nu poruncește El tuturor părinților, lăsați copiii să vină la mine, adică la viață, la biserică, și nu-i opriți ca onora că aceștia este împărăția cerurilor? Femeilor creștine, nu uitați copiii de tinere că veți rămâne fără mânghierea în viață. Nu avortați copiii după primele naștere, că Dumnezeu vă va răpi unul din cei născuți mai înainte. Nu-i omorâți nici mai târziu ca să nu vă îmbolnăviți de boli fără leac, nemai având timp de pocăință. Mamelor, lăsați copiii să se nască după legile Dumnezeu și nu-i omorâți nici prin pază trupească, nici prin medicamentul ucigaș, nici prin avort, nici pe altă cale. Nu vă ucideți copiii, că ucideți suflete nevinovate și vă pierdeți propriul suflet. Nu vă abortați copiii, că nu se vor mântui, nefiind botezați. Nu-i operați, nu-i omorâți cu două morți, trupește și sufletește, căci copiii abortați nu mai pot fi niciodată botezați și vă osândi în ziua cea mare a judecății lui Hristos. Astăzi se abortează în țară aproape 2 milioane de copii pe an. Iar ceea ce este mai dureros este faptul că cele mai multe avorturi le fac mamele creștine ortodoxe, în timp ce femeile de altă religie și chiar țiganii niciodată nu își abortează copiii. Dacă nu părăsim acest păcat, țara va merge tot mai rău. Familia se va destrăma, pierzându-și scopul. Casele creștinilor se vor pusti, păgânii și vrăjmașii ne vor robi, copiii vor fi din ce în ce mai puțin pe pământ. Cancerul va ucide tot mai multe mame, se vor înmulți divorțurile, războaiele, cutremurile, sectele și lipsurile vor predomina, căci uciderea, desfârâul și necredința grăbesc sfârșitul lumii. Amin.